Simt o bucurie nespusă în inima mea pentru dumneavoastră. Îmi dau seama că mai puțin și biserica este plină. Asta îmi spune mie că pe dumneavoastră vă interesează despre Dumnezeu. Și vreau să vă spun că mă bucur din toată inima că există oameni și văd că tot mai mulți oameni care sunt profund interesați de mântuirea lor și de Dumnezeu. Putem să stăm și acasă să privim o predică sau să ne rugăm, dar am ales în dimineața aceasta să fim aici. Dumnezeu să fie binecuvântat pentru alegerea pe care ați făcut-o fiecare. Totodată aș vrea să transmit urările noastre celor care ne urmăresc de atâta vreme pe internet și aș vrea ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe ei, chiar dacă nu-i vedem, nu-i cunoaștem, dar îi simțim aproape și știm că într-o zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom revedea. De altfel, aici, în mijlocul nostru, este și cea mai tânără familie din comunitatea aceasta. Da? Cei doi tineri, mă retrag din fața lor. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Recent au spus un da hotărât. Vlad aproape că a strigat. A zis, da, vreau. Vreau și lor. Și îmi doresc atât de mult ca drumul acesta prin viață pe care au ales să-l facă împreună, să-l străbată împreună, să fie împreună cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte de momentele în care am zis și eu da în fața preotului împreună cu Brigitte. După momentele acelea ne-am retras în căsuța noastră, undeva separat și mi-aduc aminte că meniul pe care îl aveam nu era foarte diversificat, așa ca și când te duci la restaurant și îți dă o carte din aia groasă și citind acolo unele dintre denumiri, nici nu știi ce înseamnă acolo. Însă meniul pe care îl experimentam noi așa ca tineri căsătoriți era mai sărăcuț așa, mai doar câteva. Însă mi-aduc aminte de momentele în care am mâncat doar pâine, felii de pâine așa și am băut apă. Mulțumesc lui Dumnezeu, n-a fost din cauza că n-am avut bani, ci a fost din cauza că sănătatea mea trupească nu-mi dădea voie să mănânc prea multe, n-aveam prea multe opțiuni. Pentru Brigitte a fost o încercare și o provocare foarte mare să-mi gătească ceva, având în vedere că n-aveam prea multe variante. Dar au fost și momente în care am mâncat pâine goală, felie de pâine, și mâncam așa încet, mai beam apă, știi că ți se oprește așa puțin în gât. Cât de proaspătă e, dar tot așa, n-alunecă, nu e, dacă nu e unsă cu ceva. Și mulțumesc lui Dumnezeu, a fost alături de mine și întotdeauna am căutat să pună. Mie mi se părea că pune prea mult. Câteodată îmi zicea, dar hai, nu vrei să-ți ung felia de pâine cu unt, așa puțin, dar îi spuneam puțin, pune puțin, puțin de tot. Și apoi mai era gem, ăla era prea dulce, nu-l suporta organismul. Mai era miere și mierea era dulce. Mai era o cremă care îmi plăcea foarte mult din ciocolată cu alune. Nu-i zic pe nume, nu fac publicitate, dar era foarte bună. Aș fi vrut să fie două degete stratul pe ea, dar nu suporta organismul și Brigitte se chinuia să-mi ofere tot ceea ce puteam să mănânc și era mai bun. Poate că și dintre dumneavoastră sunteți aici în sală persoane care ați mâncat vreodată doar pâine și ați băut doar apă. Pâinea este de la Dumnezeu. E bună. Însă ea trebuie să fie unsă cu ceva. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, tot ce faceți să fie uns cu dragoste. Să fie uns, așa din belșug. Puneți mult, că nu face rău. Mie îmi facea rău crema aceea de ciocolată cu alune. Nu suport, nici acum nu o suport. Îmi place foarte mult, dar nu pot prea mult. Dar spune aici în 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 14, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Fiecare felie de pâine să fie unsă din belșug cu dragoste. Tot ce faceți, tot ce spuneți, vorbirea voastră să fie dreasă, unsă cu har, cu mult har, cu multă dragoste. Astăzi este o nevoie mai mare ca oricând, că atunci când oferim cuiva o felie de pâine, să nu oferim goală. Și apoi omul mănâncă, dar îi stă așa poate puțin în gât și apoi mai cere și o înghițitură de apă, mai au o felie de pâine.
Azi, mai mult ca oricând, este nevoie ca fiecare felie de pâine pe care o oferim, fiecare faptă, fiecare cuvânt pe care îl rostim, să fie uns din belșug, așa, cu dragoste, să fie uns, dacă se poate, și pe o parte, și pe cealaltă. Nu face rău. Și spune Apostolul Pavel Corintenilor, tot ce faceți, fiecare faptă, fiecare conversație, fiecare vorbă, să fie unsă din belșug. Imaginați-vă, copii, o pâine unsă din belșug cu ce vă place vouă, dar să nu facă rău la ficat. Să fie unsă așa din belșug. Câteodată serviciile divine sunt ca o pâine goală. Nu unsă cu nimic. Și unii oameni sunt dezamăgiți în bisericile lor atunci când se duc și li se oferă hrană. Pâine vreți? Pâine vă dau. Dar e pâine goală. Nu e unsă cu har, nu e unsă cu dragoste, nu e unsă cu nimic. Poate un pic sărat așa cu critici, poate cu... Dar nu e treaba noastră. Însă mulți oameni sunt dezamăgiți de ceea ce se întâmplă. Și oamenii caută ceva bun. Și spune aici Apostolul Pavel, dragilor, noi înșine avem o plăcere deosebită atunci când mâncăm o felie de pâine unsă cu ceva bun. Faceți ca vorbirea voastră, faceți ca faptele voastre, faceți ca tot ce oferiți semenului vostru să fie uns din belșug. Ungeți bine, ungeți bine cu dragoste. În familiile noastre este atâta nevoie de pâine unsă cu dragoste. Se vede acolo unde o femeie îi dă soțului ei o felie de pâine, nu goală, ci unsă așa cu dragoste. Se vede foarte mult în familia aceea. Dar și soțul poate să-i ofere soției o felie de pâine unsă cu dragoste, cu multă dragoste. Vă dau câteva exemple. Știți, zice câteodată soția soțului, iubitule, vrei să duci gunoiul? Iubitul are două opțiuni. Să zică, da, îl duc. E nevoie să-l duc acum? Și soția zice, nu, dar să nu uiți, că data trecută ai uitat. Și atunci soțul se duce, unde-i gunoiul? Și ia gunoiul și îl duce, îl aruncă și apoi vine și pune găleata ca să se vadă bine că a dus-o. E o pâine goală, neunsă cu nimic. Dar ai posibilitatea că atunci când faci o faptă bună să nu faci doar fapta, ci fapta aceea să fie unsă cu dragoste, cu har. Și vorba aceea să fie, da, fac. Nu, da iubire, da iubitule, fac. Și în fiecare casă, în care fiecare felie de pâine este unsă cu dragoste, casa aceea funcționează ca unsă cu dragoste. Merge totul bine. Și în fiecare familie în care lucrurile nu sunt unse așa cum trebuie, lucrurile merg rău. O prietenă din străinătate a venit zilele trecute și cu bucurie ne-a spus, am vrut să ne stabilim în Timișoara pentru un an de zile. Este vorba despre un proiect pentru un an de zile, dar ne-am stabilit totuși la Oradea pentru că soțul meu trebuie să circule mult prin țară și acea prietenă s-a bucurat enorm, mă întreabă cum merge radio, ea face ceva asemănător, dar nu la radio, ci în mod particular sau în grup, îi ajută pe oameni să-și găsească calea în viața aceasta, după cum știe mai bine. Și mi-a povestit un lucru foarte interesant. Zice, câtă vreme stăteam pe aici prin România, aveam televizor, ne uitam, era foarte bine. Dar ne-am stabilit în Italia și acolo n-am avut televizor. Pentru câțiva ani, soțul ei este italian, ea este româncă, a învățat și ea italiana și s-au stabilit acolo, s-au căsătorit, e o mare bucurie. Zice, n-am avut televizor, dar la un moment dat ne-am mutat în altă parte cu chirie și acolo tot ce vrei. Televizor, dar nu din ăsta, televizor mare. Să stai toată ziua înaintea lui. Zice, după o vreme am observat că am început să ne certăm. Ne dădeam felii de pâine, așa cum suntem datori, dar nu mai erau unse cu nimica. Era așa ca și pâine goală și mai înghițeai un pic și ne certam și iar ne certam și am stat un pic și ne-am gândit, oameni inteligenți, și am stat un pic și ne-am gândit, oare care ar fi motivul? Deci am constatat că era televizorul. Nu mai aveam timp unul pentru celălalt. Nu mai ungeam feliile de pâine cu dragoste, cu har. Nu mai ungeam cu nimic. Zice, din momentul ăla am zis, gata, scoatem televizor afară. Nu avem nevoie de televizor. Lucrurile au revenit la normal. E atâta nevoie ca în fiecare zi tot ce faci să fie uns. Să fie uns din belșug. Și pune acolo, nu te zgârci. Câteodată la noi în casă, mă mai ofer și eu să mai ung feliile de pâine.
Și cei dragi ai mei zic, lasă că ni le ungem noi. Că noi punem acolo. Noi punem, noi nu. Eu sunt obișnuit așa ca pentru ficatul meu. Cum am avut probleme, sunt obișnuit să pun așa cu măsură. Felia mai groasă, unsoarea mai subțire. Așa, să fie cât mai subțire, câteodată se vede prin ea. Și zic, e mulțumim, dragule, dar lasă că ne ungem singuri. E mai bine așa cum nu râde Cristian. Asta este realitatea. Cauza divorțurilor în ziua de astăzi este foarte simplă. Oamenii au motive. Nu se mai uită la mine. Nu mai îmi dă, nu mai îmi face, nu mai merge împreună, nu mai... Televizorul bate vina. Și sunt tot felul de motive, dar nu acestea sunt motivele. Ci faptul că soția nu-i mai oferă soțului acea felie unsă din belșug cu dragoste. Soțul nu-i mai oferă soției decât strictul necesar, atât cât este nevoie. Dar și are nevoie ca acea felie să fie unsă din belșug. Și zice Apostolul Pavel, tot ce faceți să fie uns din belșug. Puneți acolo, nu vă zgârciți. Puneți din belșug. Pentru că Iisus Hristos este pâinea lui Dumnezeu și El a căutat ca fiecare conversație pe care a avut-o să fie unsă din belșug. Mi-aduc aminte de o critică care a fost adusă Domnul Iisus Hristos când stătea în mijlocul oamenilor și mânca împreună cu ei. Și oamenii aceia erau dintr-o categorie socială foarte criticată de oamenii religioși de la vremea aceea. Erau păcătoși, zic unii, până în măduva oaselor. Erau vameși care înșelau pe oameni, băgau mâna în buzunarul oamenilor, erau desfrânate. Erau tot felul de oameni și Iisus mânca împreună cu ei. Oare ce atrăgea pe acești oameni la Hristos? Pâinea care se servea în bisericile lor era goală. O încercai să o mănânci, o mâncai așa, dar înghițeai câte puțin, n-aluneca, mai trebuia o înghițitură de apă, iar mai luai o felie de pâine și parcă nu era, lipsea ceva, lipsea ceva. Însă atunci când Domnul Iisus Hristos se apropia de oameni, avea grijă ca fiecare cuvânt, fiecare felie de pâine să fie unsă, să fie unsă din belșug cu dragoste. Se vede atunci când ungi un lucru cu dragoste și se vede când îl faci de silă. Zilele trecute am avut o experiență interesantă. Mă întorceam cu Cristian de undeva și ne-am oprit în fața blocului căutând un loc de parcare. Câteodată mă mai rog la Domnul, Doamne, fă să găsesc și eu un loc de parcare. Și minune, chiar în momentele când ajung, pleacă cineva și reușesc și eu să parchez. E foarte aglomerat acolo, pe calea Girocului. Și mi-aduc aminte că am ajuns și era o mașină, între alte două mașini, nu era parcată, era chiar pe drum și cineva nu știu ce făcea acolo. Stăteam în spatele acelei mașini și mă gândeam, vrea să parcheze, să nu iau locul, vrea să plece, ce vrea să facă? Și într-un final m-am strecurat și am parcat acolo pe loc. Era o femeie, o doamnă care mi-a făcut semn cu mâna ceva prin geam. Nu îmi place să discut prin geam, așa, parcă când discuți prin geamul de la mașină, te gândești că te cerți cu cineva. M-am dat jos din mașină, m-am dus la acea doamnă, la geamul dânsei și am zis, pot să vă ajut cu ceva? Și da, mi s-a oprit mașina. S-a oprit mașina și nu mai pot să pornesc. Nu știu ce s-a întâmplat. Vă ajut cu plăcere, eram foarte obosit. De-abia așteptam să ajung acasă. Și dânsa s-a dat jos, m-am pus la volan, am băgat cheia, m-am uitat în bord, stop, beculețe, tot felul de... S-au stins toate, am dat cheia, a pornit. Am zis, asta a fost tot. Aia n-a fost tot. M-am dat jos, vă mai pot ajuta cu ceva, vreți să vă duc mașina mai în față? De o lună am luat și eu carnetul, de o lună, și uite, a trecut o mașină de salvare, m-am speriat, am pus frână, s-a oprit motorul. Și zice, nu, mă descurc, mulțumesc. Da, după ce se urcă la volan, până își pune centura, până se așează, știți cum e, la o lună când ai de căsătorie sau de luat carnetul sau de așa, încerc să intri așa, să te acomodezi cu sistemul. Și mă duc în fața mașinii și văd cu uimire că o roată stătea în dreapta, una în stânga. Știți, Domnul Iisus a zis să mergem toți pe aceeași cale. Unii în dreapta, o roată mergea în dreapta, una în stânga. Și am zis... E o problemă aici. Zic, știți, v-am încurajat că puteți să mergeți, dar acum vreau să vă dau și o veste proastă. Nu o să puteți să plecați cu mașina. Îi va trebui doar luată pe sus. Vai, dar ce s-a întâmplat? Zic, o roată stă în dreapta, una în stânga. Vi s-a rupt acolo ceva la direcție, la bieletă. Nu mai este... Nu, e imposibil. Și dânsa se dă jos,
pune mâna la cap și ce să fac, e mașina firmei, n-am decât de o lună, ce o să se întâmple acum? Zic, aveți pe cineva? Chemați pe cineva să vină să ridice mașina. Și doamna zice, da, o să dau un telefon, dă un telefon și în timp ce așteptam noi, ce să faci cu felia de pâine? Am zis, bucurați-vă și mulțumiți lui Dumnezeu că nu vi s-a întâmplat când aveați 90 la oră. Să o iau roată în dreapta, una în stânga. Că atunci era rău. Precis că putea să vă pierdeți viața. Mulțumiți lui Dumnezeu că a fost atât. Și a fost numai atât. Și a trecut o mașină de salvare, m-am speriat, am pus frână și zice, cred că am lovit și mașina din... Era un Jeep mare pe dreapta. Era într-adevăr puțin zgâriat. Mașina dânsă era lovită rău pe partea dreaptă, din față până în spate. Acum ce să facem? Așteptăm. Și în timpul așteptării te gândești ce poți să faci mai bine. A venit și omul acela, specialistul în ridicat, a venit cu mașina, a pus-o. Ca să scurtez așa, a mai venit și șeful dânsei de la firmă. Și ambii au început să facă poze pe acolo și să-i spună că o să îi să ia carnetul și multe lucruri și multe. Și săraca din câte avea acolo pe cap, mai ei lipseau acolo. A fost ciudat să observ cum oamenii lipsiți de dragoste devin tot mai corecți. Știți, când ai dragoste, devii tot mai corect. Făceau poze, unul chiar s-a oferit, șoferul acela s-a oferit că ar vrea să ia și să-i facă și testul de alcoolemie. Mă gândeam, oare dacă ar fi fost mama ta? I-am zis, băiatul, zic, mai taci, lasă, mai lasă o baltă, că deja prea multe. Dacă ar fi fost sora ta, tot așa te-ai fi purtat? Vai, ce ai făcut, vai, putea să fii... A venit și un vecin nervos. A început să drăcuie pe acolo, că dacă el n-ar fi văzut pe geam ce s-a întâmplat, nu i s-a întâmplat nimica. Da, era nervos. Și una peste alta, încep să înțelegi că acolo unde nu este dragoste, e foarte multă corectitudine. În ghilimele. Oamenii devin foarte corecți. Oare dacă ar fi fost mama ta acolo în mașină, ca și șofer, tot așa te-ai fi purtat? Dacă era sora ta, tot așa ai fi făcut? Apostolul Pavel știe ce știe. Și el zice, nu dați nicio bucată de pâine neunsă cu dragoste. Nu rostiți nicio vorbă de ocară. Nu spuneți nimic. Sunt oameni care sunt specializați în așa ceva. Orice fapt o faceți, ungeți-o bine cu dragoste. Pentru ca oamenii să-L recunoască pe Dumnezeu acolo. Și într-un final, concluzie. După ce mașina este încărcată sus, după ce toți și-au făcut meseria și-au fost corecți până măduva oaselor, doamna aceea se apropie de mine și zice, nu vă supărați, cum vă numiți? Nu știu dacă are importanță, Daniel Șercău, ce nu vă supărați, cum vă numiți? Aș vrea să vă mulțumesc, aș vrea să vă răsplătesc. Pentru ce? Păi pentru faptul că ați fost singurul care m-a încurajat. Oh! Păi încurajarea e gratis. Trebuie doar să o pui pe pâine. Să o ungi. Nu te costă nimic. Nu te costă nimic. Sărac să fii și poți să zici o vorbă bună. Poți să încurajezi. Și am zis, știți ce? Nu mulțumiți mie. E adevărat că m-ați simțit bine. Nu mulțumiți mie. Mulțumiți lui Dumnezeu că v-a salvat viața. Ce vi s-a întâmplat acum putea să vi se întâmple când aveați viteză. La 60 de km pe oră, să o iau o roată în dreapta și una în stânga, e suficient să intri în stâlp și să mori. I-am repetat, Doamne, s-a uitat așa, parcă încercând să înțeleagă și am repetat a doua oară, când veți merge la biserică, mulțumiți lui Dumnezeu că v-a salvat viața. Și ne-am despărțit. Eu am plecat în treaba mea, nu știu cine, cum s-o fi desfășurat toate evenimentele, dar vreau să vă spun un lucru. În viața asta, poți să dai saci de pâine, oricui, dacă nu o ungi cu dragoste, îi dai degeaba. Familiile au nevoie de pâine, unsă din belșug cu dragoste. Din cauza aceasta sunt divorțuri. Din cauza aceasta, mulți părinți își părăsesc copiii. Își leapă de copii în orfelinate, în spitale. Din cauza asta, mulți copii își leapă de părinții. Din cauza asta se întâmplă foarte multe lucruri nenorocite. Pentru că de multe ori uităm să ungem acea felie de pâine cu dragoste, cu har. Și Domnul Iisus Hristos este un exemplu desăvârșit a ceea ce înseamnă să nu faci nimic fără să ungi cu dragoste.
două, trei exemple, vă aduceți aminte? Viața Domnului Iisus Hristos a fost o viață de o încărcătură, o încărcătură deosebită. Spune că El este chipul lui Dumnezeu, venit aici pe pământ ca să arate Dumnezeu Tatăl prin Iisus cât de mult ne iubește. Și cu fiecare întâlnire pe care avea, oamenii erau atrași spre El. Erau atrași pentru că cuvintele sale nu erau cuvinte seci, ca în sinagogile și în templele lor. Cuvintele sale erau unse cu dragoste. Cine stătea în fața lui Iisus Hristos, își dădea seama că viața lui este deschisă, lui nu este nimic necunoscut. Orice om care stătea în fața lui Hristos avea simțământul profund că Hristos îl cunoaște pe deplin, îi cunoaște toată viața. Nu era niciun secret între om și Dumnezeu, între El și Iisus Hristos. Și totuși, ce îi făcea pe oameni să fie atrași către El? Faptul că privirea Lui, tonul vocii, până chiar și atunci când mustra, era unse din belșug cu dragoste. Oamenii își dădeau seama că El le vrea binele. Cum de nu-și dădea seama în bisericile lor, în casele lor? Știți că mulți dintre oamenii aceia care, gloatele acele imense care veneau după Domnul Iisus Hristos, nu primiseră nici măcar în casele lor de la cei dragi ceea ce primeau de la Iisus? Erau multe femei care nu mai primiseră de multă vreme o felie de pâine unsă cu dragoste în casele lor de la soților. Erau bărbați care de multă vreme nu mai primiseră nimic de la soțiile lor. Erau copii care mâncau pâine goală. Însă în prezența lui Iisus Hristos totul căpăta sens și se simțeau unși de acea bucată de pâine pe care o mâncau și care se ducea până în străfundul sufletului lor, se simțeau unși la inimă de dragostea lui Dumnezeu. Ar fi putut să fie în birt la ora aceea, dar nu era niciunul în birt, ci că toți erau la Iisus. Cum deși lăsaseră păcatele? Ar fi putut să fie într-o situație de adulter unii dintre păcătoși. Vame și puteau să stea la vamă și totuși niciunul dintre ei nu se aflau acolo. Se aflau cu Iisus pentru că El avea grijă ca fiecare cuvânt, fiecare vorbă, fiecare privire să fie unsă din belșug cu dragoste. Dar când ai dragoste, ai ce să dai. Și mulți dintre cei care L-au cunoscut pe Hristos au știut că este așa. Până în ultima clipă, spune Sfânta Scriptură, că noaptea se ducea și se ruga pentru oamenii aceia pe care avea să-i întâlnească a doua zi. Nu era suflet care să fie uitat din rugăciunile lui Iisus Hristos. Fiecare își avea locul lui. Toată noaptea, în loc să doarmă, și-o petrecea mijlocind din dragoste pentru ei. Și apoi când a ajuns pe cruce, ca să arate cât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare om, a purtat de grijă și a mai oferit câteva felii de pâine. Una dintre felii a fost oferită Mariei. S-a uitat către ea, cu toate că de mame putea trage aer în plămâni și era străpuns și plin de durere și obosit și oamenii își băteau joc de el și cu toate acestea oferă încă o ultimă felie de pâine Mariei. Spune: Marie, acesta este fiul tău. Ioane, ai grijă ca de mama ta. Câtă dragoste, se îngrijește de fiecare. Ultimul dintre cei menționați în Sfânta Scriptură este tâlharul. Ultima felie de pâine adresată acelui tâlhar a uns-o din belșug și belșugul acela a fost veșnicia și a zis: eu nu-ți ofer cuvinte goale, nu-ți ofer pâine goală, ci vreau să spun un adevăr și-l pun din belșug. Cu mine vei fi în rai. Și Apostolul Pavel le spune fraților din Corint: dragilor, tot ce faceți, să faceți cu dragoste. Să nu vă permiteți niciodată să oferiți o felie de pâine goală, ci oferiți-o unsă din belșug cu dragoste. Fie că ești soție, fie că ești soț, fie că ești copil, fie că ești vecin sau prieten, fă tot ce poți să ungi acea felie cu dragoste. Vei vedea că are efect. Va fi uns la inimă omul respectiv și va cunoaște pe Dumnezeu. Într-o zi, mulți vor veni înaintea lui Dumnezeu și vor zice: Doamne, îți mulțumesc pentru acea persoană. În vremurile de încercare, în vremurile grele, ai trimis acea persoană să mă ungă la inimă și să mă încurajeze. Și Dumnezeu va binecuvânta pe toți. Spune Sfânta Scriptură căci Hristos este pâinea lui Dumnezeu și o pâine care vine unsă din belșug cu dragoste.
Aceasta este lucrarea pe care o așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Și cu fiecare felie de pâine de care ne-am bucurat pentru că am mâncat-o și a fost bună, n-a fost goală, a fost unsă cu dragostea lui Dumnezeu, devenim tot mai responsabili ca așa să facem și noi. Faptul că Dumnezeu ne iubește n-ar trebui să ne facă leneși și neroditori. Și faptul că Dumnezeu ne-a oferit în dragostea sa tot ceea ce avem nevoie pentru viața aceasta ar trebui să ne responsabilizeze și să ne facă să ne schimbăm atitudinea față de seminii noștri. Ungeți fiecare felie de pâine. Ungeți-o din belșug cu dragoste. Nu o să rămână fără rost. Nu va rămâne fără rod. Acolo unde este o pâine unsă din belșug, acolo se vede și casele acelea prosperă. Și familiile acelea cresc. Și bisericile acelea cresc. Și nu o să se mai uite nimeni pe scaune din stânga în dreapta, zică sunt goale, Doamne, de ce nu vin oamenii la biserică? Pentru că oamenii sunt atrași de dragostea lui Dumnezeu. Avem o responsabilitate mare și Dumnezeu ne-a încredințat fiecăruia dintre noi această onoare deosebită pe care putem să o împărtășim cu semenii noștri și anume să-i iubim. Și vom face lucrul acesta dacă îl avem pe Dumnezeu. Spune că Dumnezeu este dragoste și cine îl are pe El oferă fiecare felie de pâine unsă din belșug cu dragoste. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să mă ajute să nu uit lucrul acesta nici atunci când îi mustru pe cei din casa mea, nici atunci când spun anumite cuvinte celor pe care poate că nu-i înghit, așa cum felia aceea de pâine neunsă cu nimic, să mă ajute să nu uit lucrul acesta că sunt dator înaintea lui Dumnezeu să ofer fiecare felie de pâine unsă cu dragoste. Și orice vom face și orice vei face de azi înainte, ar fi bine să fie uns din belșug cu dragoste. Amin. Cristi, la ce te gândești? Unge felia de pâine pe care ofer mamei, sorei, tatălui din belșug cu dragoste. Și vei vedea că Dumnezeu te va binecuvânta. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să fim printre acești oameni care ung din belșug, nu se zgârcesc în a pune dragoste, pentru că dragostea este de la Dumnezeu, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre, pentru că pâinea lui Dumnezeu, Iisus Hristos, trebuie să fie oferit oamenilor cu dragoste. Și Dumnezeu ne va da dragoste suficientă pentru ca cei din jurul nostru să spună într-o zi, Doamne, îți mulțumesc că pâinea pe care mi-ai dat-o n-a fost seacă, și am beneficiat toată viața mea de pâinea ta, de Iisus Hristos și de dragostea ta. Amin. Venim înaintea ta, Părinte Sfânt, să-ți mulțumim din inimile noastre pentru cuvântul tău. Amin. Îți mulțumim că putem încă o dată în dimineața aceasta să ne lăsăm călăuziți și modelați de dragostea ta și plecând din locul acesta fiecare dintre noi, să putem să fim de folos semenilor noștri, oferindu-le acea felie de pâine de la tine, unsă din belșug cu dragostea ta. Amin. Ajută-ne, Părinte Sfânt, ca în casele în care ne vom întoarce, la locurile de muncă, la școală, printre grupul de prieteni sau vecini, pe stradă și oriunde ne vom afla, ajută-ne ca pâinea pe care o vom oferi să fie unsă din belșug cu dragostea ta. Amin. Ajută-ne ca în felul acesta, oamenii să înțeleagă cât de important ești în viețile fiecăruia dintre noi. Cât de important este Iisus în viețile noastre și că prin El este cu putință să trăim o viață curată. Te rugăm să ne ierți pentru toate momentele în care am oferit felii de pâine seci, fără nimic pe ele. Te rugăm, iartă-ne și ajută-ne ca, începând cu momentul acesta, să putem oferi toată dragostea de care Tu ne-ai umplut. Numele Tău să fie binecuvântat, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt pentru toate acestea. Amin. Amin.